foarte multă muncă. E adevărat, sunt câțiva oameni din televiziunea română, acum nu mai sunt acolo, firește, sau împrăștiat, toți care au avut acea idee. Dar faptul că am luat-o în serios și faptul că, aduceți-vă aminte, în anii 90 mai erau vreo 4-5 emisiuni făcute tot de oameni serioși. Eu aduc aminte aici și pe Marian Râlea, care de asemenea a făcut și el. Continua cu o carieră impresionantă în teatru mai ales. Aia a fost o chestie care s-a făcut tot pe seriozitate, tot pe muncă. Noastră știți că, de pildă, după vreo 2-3 ani așa, din cei 10 cât a numărat emisiunea, 10 ani au fost, 1990-1999 inclusiv, 120 de emisiuni. Toți ziceau, mamă, vă vedeam în fiecare duminică. Nu, era o dată pe săptămână, sâmbătă. Dar lumea trăia cu percepția că e în fiecare sâmbătă. Însemna ceva, nu? Revin, la 2-3 ani după ce emisiunea intrase, ca să zic așa, în plin, intrase în casele dumneavoastră, au început să-mi vină lucrul cel mai grav de pe lume, bunicii. Nu părinții sunt periculoși, bunicii, după părerea mea. Au început să vină cu nepoțele care la 4-5 ani aveau unghiile făcute, ochii făcuți, rujate. Ziceai că s-a mutat crucea de piatră la copiii de 5 ani. La fetițele de 5 ani, care le prefigurau pe cele care au urmat în zilele noastre, colorate și siliconate. Și am zis, nu mai intră nimeni în această emisiune. Ce presupune asta? Seriozitate. Și s-a păstrat așa. La următoarea emisiune n-a mai venit nimeni așa. Au venit simpli, eleganți, curați, curați pe dinăuntru. Vorbesc de copii. A fost o victorie. A fost o victorie în nume personal și nu numai, o victorie a bunului simț. Asta mi-am dorit întotdeauna. Am avut nefericita idee să dau o tâmpenie de concurs pentru postul de director la Național și asta că m-au rugat colegii, mai ales cei tineri. Asta nu vă spune nimic? Mai ales cei tineri. Hai, metă, du-te și mata să avem și noi un om acolo care ține la noi și care ne respectă. Deci când am avut nefericită asta de idee, bineînțeles au sărit ziarele pe mine. Ce veți face? Cum avansau? Ce vă vezi de gând? Și am un titlu la care eu țin foarte mult. Am zis, zic, dacă voi ajunge director, vă introduce în teatru cenzura. Oh, lucru! Nu, zic, n-ați înțeles. Cenzura bunului simț. Asta mi-a plăcut întotdeauna. Bunul simț. M-ați văzut vreodată pe mine înjurând colegi sau oameni din partii sau nu? M-a atacat cu armele ironiei, dacă e. Cu armele satirei de care vorbeam ceva mai devreme. Cu umorul până la urmă. O altă latură a discuției mele cu camera și cu dumneavoastră, o altă latură cu care probabil o să și închei ca să nu vă plictisesc mai mult decât o fac. Umorul. Uitați-vă în jur. Lumea și-a pierdut total umorul. Atenție, ce înseamnă? Că și aici avem mai multe laturi la umor. Avem satiră, avem ironie, avem caricatură și avem lucrul cel mai grav, după părerea mea, bășcălia. Bășcălia care a umplut casele și mințile românilor. Datorită, vedeți cum totul se leagă? Nu vorbesc nici eu ca tâmpitul aici. Se leagă cu ce spuneam mai înainte, cu ce ți se bagă pe televizor și cu modalitatea recentă de divertisment. Noastră nu vedeți ce panopticum ni se propune? Strâmbi! Mă rog, aici vorbesc de funie în casa spânzuratului. Chelioși, nu contează. Fără dinți, umflați, grași, bâlbuiți. Tot infernul lui Dante se adună chipurile într-o emisiune sau în mai multe emisiuni de așa zisă comedie. Și noastră știți bine la cine și la ce emisiuni mă refer. Păi astea sunt modelele. Păi cum să nu-l regret pe Toma Caragiu, că iar revin la domnia sa. Pentru mine e încă viu, de-aia îi spun domnia sa. Vă aduceți aminte? Vine în fața camerei și vorbește. Și caz pe jos de râs. De ce? Pentru că este un umor făcut cu inteligență, cu ascuțime de spirit. Nu este făcută bășcălie
cu frișcă și cu pene în fund. Îmi place mie să spun. Ce comedie asta, bă, cu frișcă și cu pene băgate în fund, colorate, dacă se poate. Aici am ajuns. Asta ne ucide. Dumneavoastră nu observați că ce șanse, ce posibilități de a evolua, în primul rând, spiritual, mai are acest popor, dacă un asemenea popor este în stare să scoată în 1977, după cutremurul groaznic din martie, următorul banc. Alo, da, familia Popescu? Nu, dar cine? Un trecător. Ce... Sau ăsta printre ultimele care am văzut. Asta face parte iarăși dintr-o altă chestie, de distrugerea miturilor. De distrugerea a imaginilor, a miturilor românești. Cu Manole, da, din celebra legendă, care stă și muncește acolo. Și vine Ana și îl întreabă. Manole, ce faci acolo? Un zid. Te bagi? Am mai auzit niște inteligenți, cu ghilimelele de rigoare, care se băteau cu pumnii în piept, condamnând acest popor care se trage, citesc cu exactitate, care se trage din căcăreaza Mioriței. Am citat și am închis citatul. Un popor care se trage din căcăreaza Mioriței. Și atunci ne mai mirăm de ce vedem, ne mai mirăm de limbaj, ne mai mirăm de violență. Eu cred că acest popor a fost dintotdeauna așa. Și că această explozie de așa zisă libertate și de așa zisă democrație n-a făcut altceva decât să scoată ce e mai urât. Știți cum se zice? Cum se zice că apar pe val. Nu? Ați văzut când merge câte un val sau chiar pe stradă, așa, când încep să se bulbucească stropii de ploaie și canalizarea funcționând cum bine știm, scoate toate mizerile, le duce la suprafață. Ce, mamă, e pe vârful valului omului. Da, dar ce e? Ca murdărie. Vedeți? Vedeți ce înseamnă libertate prost înțeleasă, democrație prost înțeleasă. Democrația presupune în primul și în primul rând ordine. Vă mai plictisesc o poveste, îmi place să concretizez ceea ce spun. Eram în 1999 cu Marina Almășan, Liniuță Socaciu, la Chicago. Făceam emisiunea Arca Marinei. Unde eu, și acum îmi pare rău văzând ce se întâmplă, eu și cam rolul marinarului. Noroc că mă chema Simbad. Primul lucru după ce s-au întâmplat niște schimbări în țara asta a fost să-mi arunc costumul de marinar de la emisiune. Cine are urechi de auzit, să audă. Bun, și eram în Chicago și marinar o idee bună, de altfel, cum e așa scormonitoare și cu inteligență televizionistică în sensul cel mai bun al cuvântului. Și mă, să mergem, eram cu o echipă de filmare, frumos, să mergem și printr-o zonă mai ciudată a Chicago-ului. Ne-am dus acolo, când m-am uitat, am crezut că se lăsase noaptea, erau numai negri. Vedeau de treaba lor, de toate vârstele, bătrâni care stăteau la poartă, cum e, vezi noi, pe-n coliba unchiului Tom, negri cu părul alb, creț, așa. Și la un moment dat am văzut următorul lucru. Două mașini de poliție care au apărut din senin, au blocat strada și un puști, nu cred că avea mai mult de 11-12 ani, negru, pe bicicletă. I-au blocat, deci, avântul velocipedic. I-au blocat, ăla s-a împiedicat cu bicicleta de mașinile poliției, s-a rostogolit, s-a dat și cu capul de capota mașinilor de poliție, după care a venit un polițist la el, deci astea sunt lucruri văzute de mine, trăite de mine. L-a luat frumos de ceafă și când l-a dat cu capul, încă o dată, după ce se rostogolise, când l-a dat cu capul de capot, a lăsat, s-a imprimat capul negrișorului pe capotă. Furase acea bicicletă. Deci un puști de 12 ani, un copil, nu? Da. Imediat i-au pus cătușe, i-au tras câteva peste față și am fugit. Am fugit de acolo de frică.
Deci iată că democrația se face și cu frică. Păi cum să nu-i respect pe aia mai mult decât pe ăștia de la noi, în care, cum să spun, vedem zilnic la televiziune, vin tot felul de, n-aș vrea să jignesc, dar îmi vine un cuvânt rău, urât de tot în minte, dar levit. Vine una care și beată, știți la cine mă refer, țipă, da? Și scapă. În general, problema justiției. Cine ne mai apără? Unde te duci pe stradă sau unde te duci să te plângi cuiva de ceea ce se întâmplă? Și vedeți că n-am vorbit prostii, revin la pesimism, la ce spuneam mai înainte. Cred că v-am plictisit destul cu asta. Ideea este următoare. Atâta vreme cât ne creăm de pildă un univers al nostru, bucuria de a mai zâmbi atunci când apare soarele. Nu vedeți că și asta apare rar, că s-au dat și anotimpurile peste cap în țara asta. Să ne bucurăm de căderea unei frunze, cum îmi place mereu. Să ne bucurăm că mângâiem o pisică. Să ne bucurăm că avem un cățeluș care mai latră din când în când și ne semnalează că există. Să ne bucurăm până și de bucuria altora, câtă o fie. Nu facem asta, suntem pierduți. Deci, până la urmă, e vorba tot de forța interioară a individului, a omului, a unui om, așa cum vă spuneam la început, a unui om normal, care se pretinde. Până îmi va lua Dumnezeu minte și până voi înnebuni de ceea ce văd în jur, mă consider în continuare un om normal. Nu știu dacă ceea ce v-am spus eu reprezintă o lecție de viață sau doar o răbufnire. Dar lecții de viață nu am, pentru că nu-mi permit să... Știți cum se numește? Liberul arbitru. Da? Fiecare face ce vrea, trebuie să facă până la un punct. Trebuie să ai grijă și de cel. Nu mai vin cu definiția că democrația lupește prăjit, că să ambă, da? N-ai dreptate, dar eu, o știți în asta, dar eu trebuie să vă dau ca să văd că tu ai dreptate și să te respect. Respect, libertate interioară, micile bucurii, credeți-mă, micile bucurii. Nu există bucurie mai mare pentru mine și pentru soția mea, e o nebunie ce vă spun, decât să mergem la cumpărături, la cumpărături mici, dragilor. Nu am cumpărat niciodată o geantă pe care să o folosească drept pălărie. Micile cumpărături, bucuriile mici, cărți, casa asta este plină de cărți. Și culmea e că mai mult de jumate din ele sunt aici, la Bibiligos, cum zice Florin Piersic, la Bibis, băgat la Bibis aici. Și cred că asta se vede. Să știți cum e și în meseria asta. Bă, un om se vede că are talent în clipa în care pășește pe scenă. Eu dacă aș fi profesor la Institutul de Teatru, dar e greu, că pentru a fi profesor acolo trebuie să joci cât mai puțin. Ca să ai din ce experiență să împărtășești. Am zis mai puțin, da? Sper că s-a înțeles bine. Eu dacă aș fi acolo, eu aș ști care poate intra în institut după cum a intrat și după cum zice bună ziua. Sigur că asta contează și de experiență. V-am zis, am 59 de ani. La anul fac 60 o viață, 40 și ceva, 50 de ani petrecut numai pe scenă. Dacă am zis că am luat-o de mic. Și atunci acum să mă compar eu cu 3 lulele, 4 surcele, care fac un rol și ăla prost, apar pe toate ziarele de sus până jos și a doua zi au murit, că nu mai sunt nimeni. Să vă zic de trupe românești care erau în mare mod în 90, de-aia vă spun. Și cu asta chiar închei, că v-am omorât. În teatru, în artă, în teatru, în general. Există o replică la care eu țin foarte mult, spusă de maestru Beligan. Succesul se suportă mai greu decât insuccesul. Uitați-vă cât s-au prăbușit, dar uitați-vă până cărți, până filme, până cât s-au prăbușit, care au pornit ca niște bolizi și care s-au prăbușit ca un melc cu coarnele băgate sub căsuță. Nu mai vede. Atenție, nu mă refer la cei care au ars.
Aici vă dau exemplu, un idolul vieții mele, Freddie Mercury. Băiețașul ăsta ars 40 și ceva de ani. Dar ce-a lăsat în urmă? Tot ascult și nu mă mai satur. De fiecare dată. Bă, ce-au avut ăștia în cap? Ascultam Beatles și care nu-i plac prietenului meu de la postul ăla de televiziune. Fiecare vers este pus la locul lui, fiecare bucățică muzicală, și aici vorbește un om care se mai pricepe la instrumente ăștia, fiecare înseamnă câte ceva. Sunt 40, în curând se fac aproape vorba aia, 50 de ani. Ba nu, s-au și făcut. Se fac 50 de ani de când asculți cu plăcere aceleași lucruri. Și atunci, sigur, fiecare le știe pe ale lui. Fata aia care se îmbracă în friptură, în loc să o dea să o mănânce la săraci, sau să o punem în cuptor direct să se prăjească pe ea, are și niște piese bune, da. Are și tâmpenii. Totul e să epatezi. Să știți că poți să epatezi și prin monologele lui Toma Caragiu. Mă rog, rostite de Toma Caragiu. Scrise de oameni admirabili, oameni cu umor. Dan Mihăiescu, doar dacă vă spun, și cred că va ajunge. Deci forță în noi, tăria de a strânge din dinți și de a merge mai departe și bucuria că mai cade din când în când sau mai crește din când în când o frunză, o margaretă, și să te bucuri și, acum mi-a venit uitându-mă pe pereți, să te bucuri și de cât de repede dă o pasăre din aripi. Sau cum îți dă un elefanțel cu trompița peste. Sau să te bucuri de cățelul ăsta care umblă pe aici și latră exact când nu trebuie. Ce vreau să vă spun? Am zis, viața este urâtă, este grea, este dură, este neplăcută, e cu probleme, că nu știu ce. Dar până la urmă strâng și eu din dinți și îmi zic, poate că merită trăită. Fie și numai pentru a vorbi așa în fața unui auditoriu care sper să fie din ce în ce mai mare și mai priceput și mai drăgăstos față de aproapele lui. Nu vreau să fug imediat în precepte biblice, că până mă confundați cu Dan Puric și n-aș vrea. Dar mesajul nostru, mi-am să aminte acum de el, băiat pe care îl apreciez extraordinar din toate punctele de vedere, mesajul nostru este același, dacă vreți. Și îndrăznesc să-l includ în sistemul meu de gândire, dacă o exista. Vorbesc de sistem. Iubire, dragoste. Fără asta nu se poate. Luați Biblia, luați toate cărțile, luați toate romanele, luați toate filmele care v-au impresionat. Ce învinge întotdeauna? Gândiți-vă numai la frumoasa din pădurea adormită. Un sărut, pac, și o trezește pe aia și pornesc și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. O scurtă paranteză și închei. Dumneavoastră nu vedeți, apropo de specificul poporului român, dumneavoastră nu vedeți că personajul bun, personajul pozitiv, făt frumos, îl învinge pe zmeu prin șmecherie? Că vine corbul și scuipă pe el niște apă și ăla le-l bagă până la genunchi în pământ și îi taie capul? M-am pus un pic pe gânduri. Aminte, personaj excepțional. Dar trebuie să vină să-l ajute cineva. De asta nu vedeți că totul e o șmecherie. Noi când fugeam de în fața turcilor, sau că să mai exprim exact cum se exprimă pe toate posturile de televiziune, când fugeam de în fața la turci, plecam de în fața la turci. La noi nu mai există genitiv sau dativ. E din cauza la. Ce făceam? Otrăveam fântânile și recoltele, dădeam foc. Deci tot o, cum să spun, lasă-l bă. Vine Abdullah și ia o cană și ia lua mințile, moare și calul de lângă gura măsii. S-a terminat cu el. Ăștia au fost. Ăștia suntem. Da, mă rog, cu ăștia defilăm. Eu o să continu să-mi bat gura și spiritul și tot ce vreți, făcând apel la a ne iubi mai mult.